Salutare, prieteni ai grădinii exotice! Astăzi vom pune la încolțit și vom prezenta un fruct de pasiflora. Data trecută a fost pasiflora caerulea, care am transplantat-o și acum este pe balcon. Astăzi vom pune la încolțit pasiflora ligularis. Fructul acestei specii de pasiflora este printre cele mai căutate și gustoase. Și fructul în sine se numește granadila. Granadila, îl găsiți în supermarket, este un fruct delicios. Eu personal prefer fructul acesta exotic. Cred că într-un top de 5 fructe, acesta se află pe 2 sau pe 3. Vom gusta din fruct și vom pune semințele la încolțit, cum facem de obicei, și vom vedea rezultatul încolțirii plantele, vom transplanta plantele noi. Deja avem câteva plântuțe încolțite. Astăzi vom face decât prezentarea în sine a fructului și vom pune la încolțit semințele. Prezentarea o vom face împreună cu o neghiniță care se numește Blue. De ce nu ești cu minte și ce faci aici? Spune-ne! Aceasta este pisicuța Blue și nu este cu minte deloc. Vrei și tu fruct? Blue ne-a lăsat să ne facem prezentarea. Fructul este, după cum v-am spus, foarte gustos. Fructele de pasiflora, în general, sunt foarte gustoase și foarte nutritive. Acesta are un conținut foarte mare de vitamina C, o cantitate mare de potasiu, magneziu și calciu. Ce să vă mai zic de ea? Fructul se folosește la smoothie și sucuri și, având gustul destul de bun, se folosește la prepararea de gemuri și dulcețe, la înghețată, la diverse bomboane, geleuri. O vom desface, o vom gusta și după aceea vom pune semințele la încolțit. Planta, din păcate, este o plantă de interior, este o plantă tropicală, de fapt nu e tropicală, dar este o plantă exotică ce preferă locurile calde. Această specie este cea mai pretențioasă la căldură, are nevoie de umiditate și de căldură. Și punem semințele la încolțit prin cele două modalități. O să vă arăt și plantele pe care deja le avem crescute din aceeași specie de fruct, de pasifloră. O vom desface imediat. Ca să mâncați fructul aveți nevoie de o linguriță, o lingură, și să desfaceți se poate și cu cuțitul, dar se poate și sparge acest strat protector, care nu se mănâncă, această coajă nu se mănâncă. Dacă se aude, aceasta trosnește și se sparge acest strat. Și în interior este este de fapt ceea ce se mănâncă, sunt semințele care sunt acoperite de un mucilagiu, acela este foarte bun, o substanță. Semințele au o pulpă zemoasă, cu un gust deosebit de bun, undeva, prețul este undeva la 9-10 lei, maxim 13 lei, îl găsiți acest fruct, îl găsiți cu siguranță în Metro, dar îl mai găsiți și în Kaufland câteodată. Carrefour mai găsiți, cred că de fiecare dată l-am găsit în Carrefour și Metro, deci astea sunt magazinele pe care
puteți fi siguri că găsiți fructul. Îl vom desface imediat și îl vom gusta. Cel mai ușor de desfăcut este prin presare. Pur și simplu el se crapă. Sau în cazul în care, eu știu, doriți să-l tăiați, aveți nevoie de un cuțit, se taie fructul pe jumătate, spre exemplu dacă mănâncă două persoane, se taie pe jumătate și se va mânca direct din această cochilie, să-i zic așa. Noi l-am spart, deci printr-o presare se sparge foarte ușor această coajă. După care vom da la o parte această coajă care este destul de tare. După cum v-am zis, este unul din fructele mele exotice preferate. Mai sunt și alte specii de fructe de pasifloră, dar aveți grijă când cumpărați. Acesta care este foarte bun și nu este acru aproape deloc este granadila. Deci granadila și pasiflora de la care provine este ligularis. Dacă este o altă specie, fructul diferă de la specie la specie și conținutul mai mare de vitamina C îl face și mai acru. Acesta are un conținut de vitamina C, dar nu așa de mare ca restul și nici nu este atât de acru. Se poate mânca, bineînțeles, pur și simplu cu lingurița. Este o pastă, este o pulpă suculentă ce acoperă sămânța. Are un gust super bun. Seamănă un pic cu ananasul, pepenele galben. Semințele nu sunt toxice și se pot înghiți. Sunt chiar benefice pentru digestie. Fructul este foarte bun pentru digestie. Se folosește pentru reglarea sistemului digestiv. Fructul este bun și pentru imunitate. Este un boost de vitamine. Puteți înghiți semințele, cum am zis, sau le dați afară după ce mâncați pulpa aceasta suculentă. Fructul este foarte, foarte dulce și e plin de flavonoizi, are un gust deosebit. Are un gust tropical, v-am spus, de ananas, pepene galben, nu știu. E un gust pe care nu vi-l pot explica, trebuie să încercați. După ce vom curăța semințele, câteva semințe le punem la încolțit, planta va fi doar de interior. Vom crește sub formă de liană, undeva la 1 metru, 1,5 metri. Aceasta nu va crește ca celelalte specii de pasiflora, sub formă de liană, dar la dimensiuni foarte mari, de până la 10 metri. Aceasta se poate ține sub formă de copăcel. Interiorul fructului acesta cu semințele este singurul care se mănâncă. Coaja nu este comestibilă, dar nici nu puteți să o mâncați din greșeală. Destul de tare. Fructul să fie copt trebuie să aibă culoarea portocalie, un pic roșiatică. Imediat vom desface și semințele și le vom pune la încolțit prin cele două modalități cu ajutorul unui șervețel care se va uda. Semințele se vor pune pe acel șervețel, vor germina și după aceea se vor lua și se vor pune individual în ghivece sau pur și simplu într-un ghiveci cu pământ. Se va pune
în acel ghiveci va germina la o temperatură cuprinsă între 22 de grade, 28 de grade. Este o plantă care preferă căldura și rezistă doar la temperaturi pozitive. Revenim imediat după ce curățăm semințele și vom pune la încolțit. Am revenit după ce am mâncat fructul, bineînțeles, și am scos câteva semințe. Fructul cred că are în jur de, dacă nu exagerez, 100 de semințe. Cred că aici sunt peste 20, de fapt 100 e mult, cred că 50 de semințe. Rata de germinație este foarte mare, deci nu vă faceți probleme. Dacă luați un singur fruct, puteți pune o grămadă de plantuțe. Puteți pune în ghiveci și crește planta în interior, va fructifica cu siguranță dacă o îngrijiți, dar nu fructifică abundent cum ar fi în mediul natural sau afară, de aceea ar trebui scoasă vara pe timpul verii și irigată foarte bine, stropită foarte bine cu apă și îngrășământ foliar eventual, fiind o liană și provenind din țări foarte, cu un climat foarte cald, va crește dacă are umiditatea necesară și căldură și lumină. Noi vom pune astăzi câteva semințe la încolțit. Semințele sunt ca niște gândăcei. Sunt ca niște gândaci păroși, cine știe, gândaci păroși care mănâncă florile din grădină, florile pomilor, de fapt nu. În prima fază vom pune într-un ghiveci cu un pământ, pământul poate fi de orice fel, numai să fie un pic drenat vasul în care punem. Noi le vom pune pur și simplu una lângă alta sau la distanță foarte mică, după ce vor ieși plântuțele le vom transfera în ghivece eventual definitiv sau în ghivece și când vor crește mai mari le vom mai repica încă o dată, le vom mai trece în alt ghiveci. După cum am tot zis, rata de germinație, de germinare este foarte mare. Nu vă faceți probleme că nu vor încolți. Problema este doar plantele au nevoie de o îngrijire mai specială pentru că trebuie să aibă umiditate și căldură, dar trebuie să avem grijă la fungi și eu știu dacă e frig să nu le uităm afară, să le deranjeze ploaia sau trebuie avut un pic de grijă față de celelalte plante. Imediat o să vă arăt și rezultatul încolțirii. Acestea sunt puse acum, însă avem plantuțe puse de câteva luni. Avem și o plantă mai mare care este de anul trecut, dar nu a crescut atât de mare ca celelalte tipuri de pasiflora pe care le avem. Acestea sunt plantuțele de o lună, o lună jumătate. Sunt destul de viguroase. Le vom scoate din, în acest ghiveci au mai fost, le vom scoate independent și pune independent pe fiecare în recipientul, un recipient separat. Este foarte important dacă aveți cropmax sau ceva foliar,
Imediat o să vă arăt și plantuța mai mare. Acestea sunt un pic mai mari. Ele cresc tot sub formă, să zicem, de mai mult de viță față de celelalte pasiflore care sunt mai mult liană. Frunzele sunt diferite ca la celelalte pasiflore. După cum se vede, sunt aproape ca frunzele de ardei. Acestea au, cred că, 3 luni. Și imediat o să vă arăt și una care are aproape un an. Aceasta este cea mai mare. A venit și neghinița. Nu ai voie. Așa. Ea nu are același stil de creștere ca și celelalte pasiflore. Nu dau acei șuți, acele adiacente, direct din plantă. Crește mai mult sub formă de copăcel, dar nu se îngroașă atât de mult ca un copăcel. Vom schimba ghiveciul. De fapt, acum este pus într-o sticlă, este repicat într-o sticlă și vom pune într-un ghiveci mai mare, un ghiveci definitiv, și să sperăm că în maxim câteva luni va și face floarea și va fructifica măcar un fruct. Să-l prezentăm ca și gust și formă și va fi un fruct bio, pentru că noi nu folosim substanțe chimice de niciun fel, doar Crop Max sau mai avem câțiva fertilizanți care nu sunt, sunt bio, sunt, se folosesc în un sistem ecologic de creșterea plantelor. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, dragi prieteni. Vom revedea în următorul episod din grădina exotică cu un alt fruct exotic. Vom face un review la un fruct de cacao. Să ne revedem cu bine. Toate cele bune vă doresc!